Stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 27, stă scris: Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. În spatele celor mai mari bucurii ale vieții de familie stă umblarea cu Dumnezeu. Dar chiar și pentru părinții creștini, uneori este dificil să-și crească copiii pentru Domnul. Nimeni nu poate fi adus la Domnul cu forța, nici măcar copiii. Pentru ca părinții să-și îndrepte copiii către Dumnezeu, ei înșiși trebuie să cunoască dragostea Mântuitorului. Nici Domnul Isus nu a obligat pe nimeni să-l urmeze, ci el li s-a adresat celor care l-au urmat, ca și cum i-ar cunoaște. În felul acesta, cuvântul lui de chemare a fost unul personal la care mulți au răspuns. Părinții ar trebui să-și cunoască copiii îndeaproape. Să știe care sunt dorințele lor, să le studieze natura și să se străduiască să le modeleze caracterul cu dragoste în fiecare zi. Natura tânără poartă diferite mici manifestări de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, care, dacă nu sunt observate de părinte, se consolidează și ulterior pot fi corectate cu greu. Copiii au diferite naturi, motiv pentru care metoda de educare trebuie să fie și ea diferită, părintele învățând-o doar dacă este în legătură cu acela care cunoaște fiecare suflet de aproape. Cu toate acestea, trebuie făcută o distinție între metoda de educație și principiile care trebuie predate. Metoda nu înseamnă că la unii tineri poate fi omis ceva din principiile divine. Toți tinerii trebuie să învețe secretul succesului vieții pe pământ și în cer, cum ar fi hărnicia, ordinea, onestitatea și reverența, care poate fi descoperită în legea lui Dumnezeu, când un părinte explică și arată separat fiecare dintre copiii săi de ce aceste virtuți sunt importante în viață. Și lucrul cel mai important îi învață să-l pună pe Dumnezeu mai presus de toate. El nu dorește să-și convingă copiii să se teamă de Dumnezeu datorită autorității părintești, ci prin cuvântul iubirii care aduce rezultatele așteptate în timp. Să ne rugăm să recunoaștem acele aspecte din caracterul copiilor noștri care trebuie lustruite. Să cerem de asemenea și înțelepciunea. Ca să le putem dezvălui în modul eficient copiilor noștri aceste aspecte și să-i putem sprijini în lupta lor. Să-i cunoaștem pe copiii noștri, să vorbim în limba iubirii și să-l urmăm pe Hristos împreună cu ei.